Salutare, prieteni! Bine v-am găsit pe canalul meu ADV FIFA. O să facem și noi un scurt review la Team of the Week 20. După cum știți, mâine o să ne pice jucători roșii din acest lot și să ne facem o idee ce ne-ar încânta și ce nu, raport calitate-preț. O să începem cu Karim Benzema de 86. Mie unul, sincer, nu-mi place. N-are finishing, n-are long shots, n-are viteză. Pasa e ok, pentru un atacant e ok ca pasă. Agility mic, balance mic, composure 80 foarte mic. Nici jumping n-are, stamina mică decât putere, deci eu nu l-aș recomanda, pe mine unul nu m-ar încânta și văd că este în jur de 60-70 de K, 55 de K, 60, eu nu l-aș dori. Di Maria, 200 la WeFoot, pentru mine e deja e 0, nu are finishing, n-are long shots, pase ok, agility ok, composure e ok, 84, n-are stamina pentru jucători de bandă, putere n-are, 200 la WeFoot nu mi l-aș dori. Și văd că este 140 de K, incredibil de mult, deci bătaie de joc. Qualiarella de la Sampdoria, dacă nu mă înșel. 4-4 e ok, are 81 accelerații, e ok. 84 finishing, 86 poziționare, 90 shoot power, 92 long shots, ok. Dar nu mai merg așa bine long shots-urile. N-are viziune de atacant, e normal. Composure 83 e ok, agility cam mic. Jumping micus, stamina micus, putere ok. Ăsta e un jucător decent care poate să joci ca super sub la 40 de K. Ăsta da, e un jucător decent. Guerreiro este 23 de K. 3 cu 4 este LM. N-are finishing, long shots ok, accelerație ok, viziune ok, curve ok, short pass ok, agility ok, composure e varză, stamina 80, putere deloc. Nu-l recomand nici pe Guerreiro. Joan Jordan de la Eibar. 4 cu 3. Ăsta, sincer, pentru postul de CM arată decent. Are pasă, are agility, are și intercepții, are stamina, putere. 4 stele WeFoot, mediu-mediu. Ăsta e un jucător decent, dacă că e 25-30 de K. Bun, Gomez, ăsta e interesant. E 100 de K, văd. 4 cu 4, high mediu. 96 accelerații, 87 positioning, finishing, 79, long shots, 82. Vision de pasă bună, curve bună, agility, balance bun, composure 86, ok, ball control, dribbling, stamina cam micuță, într-adevăr, ăsta e ok, sincer, nu prea place stamina, dar joc cam dacă eventual. Cancelo, nu știu ce să zic, rămân, nu recomand, pentru că n-are shoot bun, rămân. Nu poți să-l joci, nu, chiar nu recomand, n-aș vrea să-mi pice Cancelo, sincer să fiu, rămân. Pentru aia care au avut o situație și șmecherie, că au răbut de 87, dar nu. Semedo nu e pe transfermalist. Semedo arată destul de decent, 80 de intercepții, cu trebuie să-i pui neapărat ancoră lui Semedo să mai crească și puterea și defending-ul. E decent. Nu știu dacă e mai bun ca de Marcos. Jimenez de 86, ăsta văd că e ok. 60 de K, arată ok, 70 pace, 87 def, 84 physicality și agresivitate și jumping are decât stamina stărău, dar nu prea contează, pasa e 72, n-are agility, nici ăsta nu recomand. Ăsta nici nu știu, Hilton 44, n-are rost să ne mai bate în capul. Și pe aici ăsta e un interesant, dar nu prea. Paulson ăsta la fel, 3 cu 3. Deci, nu știu, mi se pare stupid rău de tot acest Team of the Week. Mulțumesc Dumnezeu că n-am făcut elit, că mai rău mă ofticam. Deci nu vă recomand niciun jucător de aici, în afară de Gomez, poate și ăsta sau ăsta, să te lauzi, să-l ai super sub. Nu știu, chiar nu știu. Ăstea trei proști, ăsta varză, portarul varză, ăsta prea de pace. Ce să zic, ăsta e mai decent, care poți să joci super sub, să zic, și Gomez. Cu Alearela nici ăsta nu merge. Și Semedu, dacă n-ai fundaș dreapta în la Liga. Băieți, lăsați-vă în comentariu cum vi se pare Team of the Week 20 și dați un like la acest clip ca să mai revenim cu revive-uri cât mai multe. Ciao!